Ai putea tu să-mi spui cum se numește luna februarie în popor? Luna dragostei. Nu, mă, asta în relație se numește luna dragostei. În popor, februarie se numește făurar. Făurar! Făurar! Pentru că, pe vremuri, oamenii de la țară își făureau unelte pentru începerea activităților agricole. Că omul deștept își face vara sanie și iarna carul meu. Bravo! Așa, făurea unelte. Sapă, târnă cop, plug, plug. Acum, ce facem? Descărcăm aplicații pe telefon. Asta făurim noi. Astea sunt uneltele noastre, tools-uri. Apropo, am citit într-un studiu că este foarte bine să spui, taci din gură, telefonul noaptea, unde să pui telefonul noaptea? Undeva unde să nu-l găsească nevasta să-ți citească... Nu! Într-un pahar. Cum își pune soacra proteza? Am încercat și am pus într-un pahar cu apă telefonul. Blup, 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 blup. Ci că dacă îl pui în pahar, doamne, doamne, asta e cafea de pe buymeacoffee.com / Nicu Bendea, remarcați-te căstura paharului. Dacă îl pui, dimineața când îți urnă alarma, se aude mai cu eco, știi? Că zice că așa de proaste sunt făcute telefoanele că nu li se mai aude alarma. O bună scuză! Mi-a fost telefonul pe Android și mi-a stricat Androidul și... Pune-o tu într-o cratiță să sune în toată casa, să trezească întreg cartierul. Cine dracu m-a pus să-mi iau așa, lună de 28 de zile, no, factură mai mică după buget, asta e, nu uitați, nu uitați, nu vă rețin, alo, nu vă rețin. Astăzi este ziua internațională a zonelor umede. E 7, 7 și ceva, dragi bărbați, respectați-le cum se cuvine. La mulți ani, dragilor noastre zone umede. Like, subscribe, share. buymeacoffee.com/NicuBendea. Tu ai zona umedă unde să mergi? Da, în duș. În duș.